Deci eram cele două părți ale Partidului Socialist, eram golist. Și vecini. Și vecini. Și vecini, sigur, da. Vreau să apreciez foarte mult analiza doamnei Ferrar. Pentru că de la analiza foarte inteligentă, foarte plăcută, dar foarte de stânga, prietenul meu, Florin Luca, ce a discut de măsurata domnului Ramon, dânsa a spus ce se întâmplă. Eu, iar întâmplarea, Dumnezeu e mare, face că pe 16 martie eram la Paris. De ce? Pentru că pe 17 martie a doua zi, duminică, ca general al armatei române, cu atașatul militar român, colonel Paraschimu, cu încă un coleg colonel și cu legiunea americană de veteran, am pretendat cu oran de flori la monumentul, știți că există o regulă, nu știți? De 99 de ani, începând cu 1920, anul viitor cu 100 de ani, în fiecare an, la ora 18:30, se reaprinde de la fundatul recunoscut. Fiecare zi la ora 18:30, fiecare zi. Și în timpul războiului, ocupația germană, nemții făceau garda rup, s-au luptat nemții. Chedeau piața, deci este extraordinar. La ora 7:30, cu plouă căinile, eram acolo. Ne-au trimis 6 care de jandarmi și 200 de polițiști ca să ne apere. Ne-am mulțumit pe toți după aceea, ploua și cu vânt, dar cu o zi, deci dimineață, am fotografiat chiar șoazeliță. Eu am trimis la domnia voastră, domnul președinte, niște fotografii. Ce oroare! Deci eram dimineața pe șoazeliță, am plecat după aceea. După mea a început și la sfârșit, întotdeauna la sfârșitul manifestațiilor, sunt de plec plom, de foc, sunt specialiști germani, belgieni, francezi, țările nordice, vin îmbrăcați în negru, cu căști, cu mănuși, specialiști de înalt clasă de a distruge. Au vandalizat totul, au început și francezii. Mai sunt de asemenea, ce nu se spune, n-ați vorbit de acest lucru, tinerii maghrebini, care sunt din banlieue. Imediat cu măști, spart și fură. Bun. Deci, acești la sfârșitul fiecare manifestație a fost. Doamna Ferrar, de asemenea, a spus că s-a, din ce în ce, o minoritate chiar de vest de galbene s-au radicalizat și nu o se îmbun deloc. Eu sunt pesimist ce va urma domnul Macron. A fost acum 2 ani de zile la ambasada Franței, unde a primit colonia franceză. A spus, domnule Macron, n-am votat pentru dumneavoastră. Dar proșeri foarte, nu știu dacă fi proșeri foarte, vom vedea. Ce vreau să spun eu lucrul următor? Ce vedem noi? Acum este în fond o lungă perioadă în care își cuvere de dreapta. Deci, că a fost Sarkozy. Sau că a fost de toți care ne-a ieșirat, care a fost din urmă politic. După aceea, Olaf și au făcut, toți au greșit, au lăsat ca situația să se înrăutățească. Franța este țara o de cele mai mari impozite din toată Europa, dar din urmă, doamnă Ferrar, nu? Din toată lumea. A ajuns 70% puteți fi impozat. 70% este confiscatorii. Ce este cu 70%? Deci, cum îmi placă. Vor acum să scoată impozitul, să pună retoric impozitul de pe venitul. Vor pleca. Oamenii vor pleca, este clar. Tot de portul în fond. Deci, noi plătim acum o politică de stânga de 30-40 de ani, care s-a făcut și de stânga și de dreapta. Sarkozy a făcut multă demagogie. Iar cu Sarkozy, fiind de partidul golist, dar rezultatul e același. Deci, una peste alta, sincer să vă spun, eu sunt pesimist, dimineața am făcut un provocator, iar la cercul militar, iau vestele galbe, am fotografia, m-am filmat cu zice, mi-am propriu că aveți sponsorul ăla. Curând o să fie la București. Sper să nu fie la București. Oricum, este vorba de o situație foarte profundă, o nemulțumire economică, însă și o degradare a climatului social, uman și ce mai n-am vorbit până acum? Există o comunitate de 8 milioane de musulmani în Franța. Ce vreți să dați de Emmanuel Macron? De 8 milioane de musulmani, poate 96%, 98% sunt oameni care, dumneavoastră, oameni serioși, mai muncesc. Dar 2-3%, cum spune francezul, îi fut locomdenii. Acele 2-3% este destul ca să distrugă Franța. Nu uitați că când am fost dată cu teroriste, cu 5-6 persoane, 10 persoane. Deci sunt foarte pesimist. Actualmente se așteaptă
între 150 și 170 de teroriști care vor veni din Siria din Nord, pentru că curzii vor fi obligați să le dea drumul, o problemă enormă. Oameni înrăiți, jihadiști, care sunt de origine franceză, vor să fie Franța, Germania, Anglia și mai departe, sunt bombe cu întârziere. Cu câteva luni în urmă, președintele Adrian Năstase a avut o conferință foarte interesantă cu o personalitate egipteană. Ambasadorul egiptean la București, un om extraordinar, la mică, foarte mult, și merge buzdorul de bombe la Cotam de Oman. Veți avea bombe cu întârziere care puneți în Occident. Deci, doamna Ferraru știe foarte bine, nu știu ce se va întâmpla, eu sunt foarte, foarte pesimist. Uitați-vă ce se întâmplă în Suedia. Malmö, poliția a demisionat. Poliția a demisionat și a băgat armata. Ei fac legea, mi se va miști. Aveți cartiere în Göteborg, în Stockholm, ei sunt Londra. Vă invit să vedeți Londra de Est. Ați fost Londra de Est? Aveți cartiere clar? Zice, this is Islam country. Aici este țara Islam, nu mai intrați. Fostul arșebishop de Canterbury, Ramsay, și-a dat demisia după aceea, că a fost doar la protestat, zice, avem comunitate musulmană foarte importantă. Trebuie să aplicăm și noi șaria la noi. Deci, mergem pe o distrugere acestei Europe. Domnul ministru Radboroianu, că vorbeam înainte de începerea reuniunii, contrarea la toți de Europe, toți pe Europa, domnul președinte, știu că un mare construct al Europei și ați contribuit extraordinar a României în Europa și în NATO. Însă eu cred că în următorii 10 ani de zile, și nu sunt sigur, m-am mai deștept decât mici mai cunoscători, că în următorii 10 ani de zile vom avea această Uniune Europeană, vom avea o rupere, o dezmembrare între Europa Occidentală și Europa Centrală și de Est. Vom vedea. Nu spun eu, sunt alții mai deștept decât mici mai cunoscători. Oricum, țin să vă mulțumesc că a fost foarte interesant analiza dumneavoastră. Nu știu cum se va ieși Macron, nu știu, va fi foarte dificil. Eu vom mai ficea în 2 săptămâni din nou la Paris. Nu o să mă duc sâmbăta, vă promit, atâta a fost sâmbăta, dar să știți, e impresionant. Vedeți cum încep întâi let, și cum crește tensiunea la sfârșit, cum apare mascat. Cu bani, fii, dau foc! Poliția stă și așteaptă. Duminică, când am fost și l-au apărat la Arc de Triunf, iau poziția. Extraordinar, domnule, este Franța, nu este Somalia, nu este Kenya. Deci, vă spun, sunt sincer pesimist, sper că niciodată nu o să avem așa ceva la București. Vă mulțumesc! Am ceva și o spun chiar dacă sunt jurnalist, dar trebuie să spun lucrul ăsta, mi se pare că apariția televiziunilor de știri în continuu a creat o mare problemă. Da. Pentru că ele trebuie să trăiască din ceva. Trebuie să dea informație 24/24. Și mă uit la BFM TV, de exemplu, care e primul canal de știri în Franța, cu zeci de jurnaliști care transmit în direct în fiecare sâmbătă și am impresia că sunt sute de mii de oameni care manifestă, dar sunt 5 mii de oameni la Paris. Da. Asta e nimic, e absolut nimic. Toată ziua comentarii, comentează fiecare mic incident, îi dau amploare nevăluită. Deci, informațiile canalele de știri vor fi, din păcate, pun pe foc și o fac sistematic în fiecare zi. Și mai adaug un lucru, am făcut de multe ori asocieri între ce se întâmplă la București și ce se întâmplă la Paris și am avut de multe ori impresia că România e de laborator de încercare. Noi încercăm o chestie aici, vedem cum merge și o aplicăm în altă parte. Poate că nu e așa, nu știu, poate că îmi fac eu idei. Dar în orice caz, impresia când te uiți un pic mai îndeaproape la ce se întâmplă, impresia e că, vedeți, de exemplu, ce se întâmplă dacă facem o manifestație fără sfârșit? An de zile manifestăm fără să ne oprim. S-a întâmplat la București, de 2 ani încoace, se întâmplă în Franța, lumea merge la servici peste zi, deci peste săptămână, deci se întâmplă doar sâmbătă, o manifestație care a început în noiembrie și care nu se știe când se va sfârși. În fine, e doar o impresie în afara dezbaterii de fond. Mulțumesc foarte mult. Imediat vreau doar să pun o întrebare domnului Ferraru. Înțeles că a fost adoptată sau urmează să fie adoptată o nouă reglementare privind adunările publice în Franța. Am văzut... Da. Deci, cred că se încearcă anumite reglementări privind adunările publice, manifestații de un anumit tip. Și eram curios să știu dacă există elemente deci mai există, concrete. Există o lege care a fost adoptată în regim de urgență în Parlament, care reglementează anumite lucruri. De exemplu, interzicerea de a participa la manifestații
cu fața acoperită. Deci dacă apar cu masca pe față, nici măcar poliția nu mai are nevoie să aștepte ca tu să faci ceva, ești salvat imediat. De asemenea, posibilitatea de a interzice anumite spații publice, cum de exemplu Șoase-Mizet sau la Nisa, piața unde au fost ultimele incidente, legea a fost emisă la Consiliul Constituțional, al cărui aviz e consultativ spre deosebire de România, și se așteaptă, dacă sâmbătă că am fost deja cu două săptămâni că legea a fi existat, nu s-ar fi întâmplat toată norocirea pe care l-a fost pe Șoase-Mizet. Deci se așteaptă să Constituțional și să vedem dacă Consiliul Constituțional are un aviz pozitiv sau negativ asupra acestui. Bun, s-ar putea însă ca acest aviz sau legea respectivă să fie trimisă după aceea la tribunalul de la Luxemburg. Da. Și la Veneția. Imediat. Un din probleme este că guvernul nu are cu cine vorbi. Că Gilets Jaunes au refuzat să fie organizați, au refuzat să join cu un partid politic, sunt niște lideri al Gilets Jaunes care au vrut să fie reprezentativ și au avut amenințări de moarte și s-au retras. Amenințări din interiorul lor. Una din poala franceză care trebuie gândit este lipsa de reprezentanță. 25% din poporul francez votează pentru, de exemplu, extrem dreaptă, care eu în ziua se sunt foarte... Da, au 3 deputați. E un sistem electoral. Majoritatea. Dar în felul ăsta, 25% din populație cu 3 deputați nu sunt reprezentați. Și când a fost sondaj de opinie pentru Gilets Jaunes, 80% din Gilets Jaunes au votat sau vor vota pentru extrema dreaptă. Pentru Marine Le Pen, nu că sunt fasciști sau antisemiți sau de extremă dreaptă, dar partidul al Madame Le Pen e un partid de proteste și n-au nicio reprezentație la Parlament. Au acum un Parlament, sau 2, dar până acum. Aveau 3, una la Niesa se retirei. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de représentation parlementaire. Et donc, il n'y a pas de discussion possible. Merci. Da, vă rog. Nu e nevoie de microfon. Da. O singură întrebare. Factorul extern. Dacă sunt date și informații privind acțiunea factorilor externi în acest, nu știu cum să o numesc, și dacă sunt speculații în capitalele marilor puteri privind această situație. Mulțumesc. Cine vrea să răspundă? Deci există într-adevăr speculații, se spune că ar fi niște forțe în spatele acestor mișcări, dar dacă oamenii nu ar vrea să iasă afară, e mult mai ușor să manipulezi intelectualii, pentru că ei sunt toată ziua pe Facebook, în fine, mai citesc pe internet, îi manipulezi ceva mai ușor, pe prea aparențelor. Însă sunt oameni care rar o să uite pe Facebook, sunt oameni, cum am spus, de un nivel de pregătire foarte scăzut. Pentru ei, deci v-am spus la început, iar sunt de numeroși, acum sunt extrem de puțini. Ceilalți copii o să se strângă în Montpoint, de exemplu, sau la peaj, pe autostradă și să stea de vorbă. Se strâng sâmbătă pentru că n-au alt loazir. Se strâng să mai schimbe o vorbă, sunt cupluri care s-au format. În sfârșit, deci nu sunt oameni pentru care poți să creezi, nu știu, o emoție care să-i scoată afară. E o mișcare... Deci eu nu cred, deși au existat speculații și dovezi nu există, eu nu cred că e manipulat din exterior. În schimb, acești casări sunt transnaționali, într-adevăr, fac parte într-o mișcare anarhistă, ei sunt organizați.
Și la ultimele arestări care s-au făcut acum două săptămâni, într-adevăr au fost persoane care vin din Anglia, din Germania, din țările nordice, dar cred că e singurul lucru care e cert, care poate fi dovedit. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai sunt comentarii, da, mă rog. Zanfirescu, doresc la Paris de 4 minute și urmăresc ca toți cei care sunt acolo. Am o singură rugă, nu să reiau ce s-a spus, dar cred că situația e mai gravă, în sensul că populația franceză s-a sărăcit în ultimii 20 de ani, deci nu stânga dreapta, deci toate guvernele care au fost. Și situația e mult, mult, mult mai gravă. Deci de aceea nu se rezolvă ușor. Deci sunt 16, în jur de 16 milioane, datele mele poate să fie, da. Deci de la televizor, de 16 milioane de retrete de pensionari care au media 1400 de euro, din România poate să pară mult. Dar în Franța e o sumă mică. Și sunt... Depinde unde trăiești, dacă ești la poate. Dacă media e 1400, sunt cu 100 de... 800 în Franța, nu ți-o să faci mare bani, că ești sărac. Și există 17 milioane SMIC care lucrează cu salariul minim pe economie, care e cam tot atât. Tot din jur de... Deci există peste 30 de milioane, deci jumătate din populația Franței, în ziua de azi, e săracă pentru Franța. Deci pentru o țară foarte bogată, cum e Franța, este, s-a ajuns la asta, a scumpit benzina, deci a fost motorul care a declanșat. Însă era latent. Situația Franței, o populație care s-a sărăcit, deci peste 30 de milioane este enorm. Și de aceea nu poate să... De aceea sunt doi factori azi unde Macron nu poate să le rezolve așa ușor. Peste 50%, cum am spus, și poate chiar mai mult, populația franceză susține Gilets Jaunes. Deci, care nu se poate închide așa ușor câteva legi. Se poate închide cu bani. Deci s-a încercat, s-au dat 10 miliarde sau 11 miliarde de și se mai cer, de fapt, oamenii că lumea întreabă ce vor să-și vor banii simplificat. Deci să-și mărească puterea de cumpărat. Și o altă parte din cultură și tot o majoritate sunt contra violențelor. Deci o ecuație foarte complicată, fiindcă bine, la televizor se vorbește mult de violență, deci Macron a focalizat pe partea asta de violență ca să adoarmă puțin partea cealaltă. Dar partea cealaltă e formată din ăștia peste 30 de milioane care nu se vor opri, poate să se oprească decât cu niște ajutoare, niște schimbări de taxe, deci, care astea sunt complicate, deci nu se fac. De aceea durează de 4 luni. Dar nu o să se oprească. Că sunt 100 de mii care defilează 30 de mii sau 200 de mii. Astea au, dar nu se poate opri așa.